Eveniment caritabil, concerte de muzică, copii, fotbaliști și suporteri petroliști în fieful fostului campion mondial la box profesionist Leonard Doroftei. Toate acestea sunt organizate de Peluza 1 Ilie Oana. Acțiunea se va desfășura sâmbătă 22 decembrie de la ora 19, evenimentul fiind denumit Din inima Peluzei pentru suflet de copil. Intrarea se va face pe baza unei donații în urnele special amplasate, fie una financiară, fie jucării sau hăinuțe. Câțiva artiști hip-hop, dar și corul clasei a 1-a de la școala Nicolae Bălcescu din Ploiești vor întreține atmosfera și vor crea o seară de neuitat în familia lupilor galbeni. Vor fi și concursuri cu premii pentru cei prezenți, astfel că fanii de la Peluza 1 îi îndeamnă pe toți să vină sâmbătă seara pentru un scop nobil. Și cei de la Peluza Latină și Tribuna a doua realizează o acțiune cu același obiectiv. Cupa suporterilor Peluza Latină, un turneu caritabil aflat la a doua ediție, se va desfășura sâmbătă începând cu ora 17 la sala Leonardo Roftei. Vor avea loc meciuri de fotbal între echipele formate din membrii celor două grupări, iar echipa câștigătoare va disputa un meci demonstrativ cu o echipă formată din jucători ai Petrolului. Va avea loc și o tombolă cu premii, iar la magazinul colecționarului piesa de rezistență este tricoul de joc original al lui Cristi Vlad. Tricoul original de joc al Naționalei Germaniei cu semnătura lui Mario Götze, dar și ale echipei iubite. Obiectivul principal al evenimentului rămâne strângerea de fonduri, haine, încălțăminte, alimente, jucării pentru cei necăjiți. Vor fi urne pentru donații și un loc special amenajat pentru donațiile tuturor. Va exista și o comisie de validare a fondurilor formată din Cătălin Burlacu și organizatorul acestui eveniment. Toți petroliștii, indiferent de locul pe care îl ocupă pe stadion, sunt invitați la un eveniment unde intrarea va fi liberă.